Salut, traderi! Este data de 22 octombrie. Astăzi o să vorbesc doar despre trei parități, unde mi se pare că ar putea exista oportunități interesante. Încep cu euro-dolarul. Euro-dolarul, după ce a atins acest 1,15 de care ne-am plictisit cu toții, a avut acest pimbar, a continuat ascendent. Am mai spus eu în niște videouri precedente, în opinia mea 1.16 este un prag foarte important și după cum vedem pe grafic, odată ce a atins acest 1.16, avem acest fakey, piața începând să scadă după acest fakey, iar s-a oprit în zona acestui 1.15, 1.14.50. Vineri am avut o revenire, probabil dată de marcările de profituri ale traderilor pe termen scurt. Iar astăzi a fost o tentativă de urcare și în momentul ăsta în care fac eu video, la ora 12, piața pare că a luat-o în jos, coboară. Oricum, atâta vreme cât prețul stă sub acest 1.16, se pot căuta oportunități de vânzare. Iar dacă acest prag, eu mă aștept ca acest prag să fie spart, acest prag de la 1.14.50, 1.15, dacă acest prag va fi spart, putem să ne așteptăm la continuarea scăderilor către acest 1.13. GBP/USD. GBP/USD a crescut mai sănătos decât euro-dolar, dar nici el nu a reușit să depășească acest nivel de rezistență foarte bine definit la 1.32.50. După cum vedem, odată ce l-a atins, avem acest bearish engulfing, apoi încă o tentativă, scădere și în momentul acesta avem un inside day, deci ziua de vineri este cuprinsă în ziua de joi și la fel avem o tendință descendentă. Mă aștept ca acest 1.3 să cedeze într-un final, este și un prag psihologic, iar dacă va ceda, sunt convins, aproape convins că, bine, cât de convins pot să fii pe piața Forex, că va ceda și acest nivel de suport intermediar și ne vom îndrepta către acest 1.27.50 despre care eu am mai vorbit. O să închei cu USDJP, unde lucrurile mi se par foarte interesante. USDJPI se află pe un trend clar ascendent. După ce a atins acest nivel de rezistență pe care eu îl dădusem ca target în săptămânile trecute pentru pozițiile long, piața a început să scadă destul de agresiv, dar după cum vedem s-a oprit oarecum aici, am tras eu o linie de ascendentă de suport, nu e chiar exactă, dar mai degrabă ne uităm la tendința ascendentă, s-a oprit sub acest 112 și după cum vedem piața continuă ascendent. Atâta vreme cât prețul se menține peste acest 112, putem intra la cumpărare, targetul fiind acest maxim de la 114.50 și după cum se vede pe grafic, și risk-reward-ul este foarte favorabil și ar deveni și mai favorabil dacă avem o buclă și ne ducem către acest 1.114.50. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere și mult succes în tranzacționare.